Cu cât a vândut Marica 10%? Știu și asta. Da. Dar n-am voie să spun asta. Nu știu, s-ar putea să fie confidențial chestia asta. Mie mi-a spus. Eu păi știu. Dar și ce n-ai? Nu, dacă tot să aibă 10%. Bun, atâta te întreb. Nu vreau sumă exactă. E mai mult de 1 milion sau nu? E mai mult de 1 milion? Da. Pentru 10%? Da. Am înțeles. Mai mult de 2? La mai lasă-mă în pace, pe țațo. Mă faci că mai vorbesc aia cu mine, ce dracu. Țațo, asta nu mi-a mai zis nimeni niciodată. Da, nevastă mea, țaca. Da? Păi sunt și eu, un fel de doamna Dragomir. Băi, ce m-a impresionat. Băi, felicitări lui Hagis. Băi, Gică, ești tare. Bă, că ți-ai luat nevasta fix care ideală. Băi, ce te-a impresionat? Băi, ți-ai luat nevasta în vestiar să fie alături de munca ta, bă, și de succesul tău. Bravo, bă. Că și aia săraca, cât o fi suferit ca și nevestele noastre. Plus banii familiei, nemitică. Nu, băi, și-a luat nevasta de gât, s-a dus cu ea în vestiar. Băi, știi ce e asta? Bravo, bă, Gică Hagi. Te-ai impresionat asta rău de tot? Extraordinar. Dar am înțeles că... Noi supărăm rău nevestele, mă, cei din mișcarea fotbalistă. Da? Suntem toți plecați cu nervi, cu dragi, cu ăsta.